Dragi telespectatori, vă spunem un bun găsit la emisiunea În lumina Cuvântului lui Dumnezeu. În cadrul acestei emisiuni ne-am propus să abordăm o epistolă foarte cunoscută a Apostolului Pavel din Noul Testament, și anume Epistola către Filipeni. Și în aceste emisiuni dorim să abordăm. Relevanța Cuvântului lui Dumnezeu pentru viața reală, pentru viața fiecăruia dintre noi. Nu ne-am propus să arătăm sau să facem Biblia relevantă, pentru că Biblia este relevantă, ci doar dorim cu ajutorul lui Dumnezeu să arătăm relevanța Scripturii pentru vremea în care noi trăim. În cadrul acestei întâlniri, l-am invitat să fie împreună cu noi pe pastorul Bodog Ioan, pe care îl salut și spun bun venit în cadrul emisiunii. Bine, v găsit. Pasajul asupra căruia ne vom opri în această emisiune este din Filipeni, <coughs> capitolul 1, de la versetul 12 la versetul 26. Înainte de a enunța subiectul sau tema emisiunii, aș vrea să ascultăm citirea acestui pasaj pentru a-l avea proaspăt în mintea noastră, a fiecăruia dintre noi. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Isus Hristos. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duc de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duc de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un ecaz la lanțurile mele ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Că știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum ca totdeauna Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi, este mai de trebuind să rămân în trup. Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți în mine o mare pricină de laudă în Isus Hristos. Așadar, acesta este pasajul biblic pe care îl avem în atenție și în discuție în cadrul acestei emisiuni. Aș vrea să amintesc încă o dată faptul că Apostolul Pavel scrie epistola către Filipeni din împrejurări foarte potrivnice și după ce am să finalizez introducerea fratele Ionel, va avea ocazia să ne, prezintă, să ne prezinte situația în care se găsea Apostolul Pavel. Dar o caracteristică a acestei cărți este faptul că abundă în chemări la bucurie, ceea ce este oarecum paradoxal față de modul în care gândim noi, în general, viața și împrejurările. În pasajul pe care l-am citit în această emisiune, Apostolul Pavel ne arată că, în ciuda împrejurărilor în care el se găsește, el este bucuros. Fiecare dintre noi suntem în momentul de față în anumite împrejurări. Și am auzit uh, foarte mulți oameni spunând uh, în multe rânduri în viața lor: <coughs> Dacă împrejurarea din viața mea ar fi alta, aș fi cel mai fericit om. Aș fi cel mai bucuros dacă s-ar putea schimba situația, împrejurarea, circumstanțele, în modul în care eu trăiesc acum. Este oare dependentă bucuria de împrejurări sau un creștin adevărat, un om al lui Dumnezeu, un credincios autentic, poate să aibă bucurie indiferent de împrejurările în care el se găsește. Aș vrea să anticipez pentru a spune că Apostolul Pavel, așa cum ne descrie în epistola către filipeni, ne învață că Putem să trăim deasupra circumstanțelor, deasupra împrejurărilor. Și epistola aceasta către Filipeni, așa cum mai este numită și epistola bucuriei, ne îndeamnă la bucurie și Apostolul Pavel este un om care a experimentat această bucurie. El nu doar spune altora să se bucure, ci el trăiește bucuria aceasta în viața lui și, în mod paradoxal, prin faptul că el este în circumstanțe, în împrejurări e, potrivnice, e, nepotrivite am putea să spunem, să vorbești despre bucurie din temniță, din închisoare, asta nu este un lucru ușor și e, cred că în mod natural nu este posibil lucrul acesta. Dar e, Apostolul Pavel ne arată și Descrie modul în care noi putem să ne bucurăm, indiferent de circumstanțe. Pentru că nu este adevărat că dacă circumstanțele ar fi altele, atunci noi am fi împliniți. Noi am fi cu adevărat fericiți dacă circumstanțele ar fi altele. Pentru că ceea ce este foarte important este atitudinea noastră în circumstanțe, în împrejurări, în diferite ocazii. Nu neapărat circumstanțele, ci atitudinea în, atitudinea în aceste circumstanțe. Pentru că Apostolul Pavel spune în versetul 12, primul verset care a fost citit, spune vreau să știți fraților că împrejurările în care mă găsesc, că circumstanțele în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Și am putea să ne întrebăm, să spunem, cum Apostolul Pavel poate să exprime aceste cuvinte? Adică el este în închisoare, este în celulă, este legat în lansuri, soldatul roman este legat de el acolo sau el de soldatul roman și el spune, fraților, probabil că voi vedeți închisoarea, voi vedeți temnița, voi vedeți celula, voi vedeți lanțurile, voi vedeți prigoana, vedeți necazurile. Dar Apostolul Pavel zice, eu văd Evanghelie înaintând. Asta e, asta e, extraordinar de, de frumos. Eu văd o, 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 Evanghelie care înaintează. Și spune el, împrejurările în care mă găsesc, zice, au lucrat mai degrabă la înaintarea Evangheliei. Este foarte interesant că ne-am așteptat să îl auzim pe Apostolul Pavel vorbind ceva despre soldatul de care este legat și parcă mai degrabă el ar zice, fraților, eu sunt legat de Hristos și de Evanghelie. Acolo, în acele circunstanțe, în acele împrejurări, Pavel nu se lasă robit, nu se lasă înlănțuit, nu se lasă legat de acele împrejurări cred că este un mod extraordinar ca și creștini de a privi lucrurile în viața noastră. Sigur că avem parte de atâtea experiențe, avem parte de atâtea experiențe neplăcute care dau peste noi. Psalmistul spune un val cheamă un alt val. Parcă uneori un ecaz este legat de altul și vin așa înlănțuite. Ce se întâmplă în aceste împrejurări, în aceste circunstanțe? Sigur că este foarte important modul în care privim la aceste circunstanțe. Pentru că Apostolul Pavel se uită și spune, fraților, eu dincolo de lanțuri văd o evanghelie care înaintează. Domnul Iisus spune că s-a uitat dincolo de cruce și a văzut o sămânță de urmaș. Această atitudine pe care o avem este atât de importantă pentru că uneori diavolul caută să, să lovească credința noastră prin aceste uh, circumstanțe. Uh, sigur că dacă ne gândim uh, când apostolul Pavel ajunge în Filipi pentru prima dată, el are o parte de o experiență neplăcută pentru că și acolo ajunge în închisoare. Și diavolul vrea să folosească închisoarea ca să... Îl necăjească pe Pavel și pe Sila. Dumnezeu folosește aceeași închisoare, aceleași împrejurări pentru ca să salveze temnicerul. Este foarte interesant acest mod în care Biblia tratează. Uneori am spune chiar cu un pic de umor lucrul acesta. Diavolul vrea să folosească persecuția să distrugă biserica și Dumnezeu folosește persecuția să înmulțească biserica. Totul pleacă de la atitudine și mă gândesc că în viață atitudinea este un factor extrem de important pentru fiecare dintre noi. De fapt, cum spunea cineva și un fel de joc de cuvinte, atitudinea determină altitudinea. Noi nu putem controla ce se întâmplă în exteriorul nostru, nu avem control asupra împrejurărilor. Ele vin și pleacă așa cum sunt îngăduite de către Dumnezeu. Dar avem control asupra ceea ce se întâmplă în noi. Și cred că tocmai aici, Apostolul Pavel atinge această problemă. El nu poate controla împrejurările în care se găsește el. El este închis, în temniță. Și mă gândesc la faptul că, în general, oamenii care se apucă de scris, caută condiții ideale. Vrea cineva să scrie o carte, un roman, merge undeva pe malul mării, briza mării, frumos, un răsărit de soare, un apus de soare cadru perfect ca să, ca să vorbești despre bucurie pe când Apostolul Pavel are cel mai nepotrivit cadru omenește vorbind da. ca să vorbească despre această atitudine dumnezeiască, înălțătoare și anume bucuria dincolo de împrejurări. Dar una este să vorbești despre bucurie când masa e încărcată și nu știi ce să iei prima dată de pe masă, când ești sănătos, totul este la înălțime, ca să spunem așa, din punct de vedere material în viața, în viața personală. Și alta este să vorbești despre bucurie când lipsesc aproape cu desăvârșire toate aceste lucruri. Și de fapt când apare testul din partea lui Dumnezeu dacă acea bucurie este una reală mă bucur de ce îmi dă Dumnezeu sau mă bucur de el că îl am pe el Pavel de fapt vrea să spună că bucuria nu depinde de circunstanțe de împrejurări chiar aici este secretul și trebuie să înțelegem lucrul acesta deci Pavel spune fraților bucuria nu depinde de împrejurările în care ești pentru că poți să fii într-un loc superb și să n bucurie și Pavel, textul nostru de astăzi din Filipeni, Pavel este în temniță, este închis, este în lanțuri și el are bucurie. Cineva spunea că nu poți să schimbi circumstanțele, că nu poți să schimbi împrejurările, poți să schimbi atitudinea față de împrejurări. Ceea ce este frumos este faptul că Apostolul Pavel spune, fraților, de fapt tragedia este doar aparentă. Tragedia aparentă pentru că din tragedia asta aparentă, domnul scoate ceva frumos. Din tragedia asta aparentă, domnul scoate ceva frumos. Și apostolul Pavel spune: "Fraților, împrejurările, circumstanțele în care eu mă găsesc, de fapt lucrează la înaintarea Evangheliei." Aici, pentru cuvântul înaintare, este folosit un termen militar. Acela de a defrișa o pădure, aceea de a tăia copaci și de a face loc să înainteze o armată. Foarte interesant lucru ăsta și, și foarte frumos în același timp. Apostolul Pavel spune, fraților, înaintează Evanghelia. Eu sunt, e adevărat, sunt aici la Roma, sunt în închisoare, sunt în lanțuri, dar împrejurările acestea, circunstanțele astea, face loc Evangheliei să înainteze. Și iată că, tot timpul, aproape aproximativ 2 ani, sunt legate aici de, de câte un soldat la care trebuie să-i spun motivul pentru care sunt aici. Pentru că așa spune, el în adevăr, în toată Curtea Împărătească și pretutind din Aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Isus Hristos, din cauza lui Isus Hristos. Au ajuns toți de la, de la Curtea Împărătească, de aici, de, din Roma, casa cezarului, Așa cum amintește el în ultimul capitol, în capitolul 4, despre e, sfinții din casa cezarului, zice, au ajuns toți să știe, da? Zice, toți știu. E, lucrul ăsta e extraordinar. Toți știu. Eu îmi puneam întrebarea, cine e prizonierul? Pavel sau soldații? cred că soldații erau pe rând prizonierii lui Pavel în sensul că nu că erau condamnați să asculte Evanghelia pentru că nu e o condamnare, dar probabil din punctul lor de vedere. Deci Pavel nu consideră soldatul la care era acolo lângă el ci ținea lanțul lanțul nituit pe, pe brațul lui pentru că Pavel era întemnițat acolo, un rob da. Și Pavel nu consideră o piedică și nu consideră uh, ceva stânjenitor, soldatul care era acolo lângă el, ci consideră o oportunitate. Unul, uh, de fapt, era audiența lui. Audiența lui captivă. Audiența lui captivă. Și în fiecare, la fiecare șase ore nu? se schimba acest, această audiență captivă și venea un altul care afla de ce este Pavel acolo. Eu imaginez că, în momentul în care ajung împreună Pavel și soldatul care îl păzea acolo, Pavel profită de ocazie să-i spună: știi de ce sunt aici? Și cred că, pornind de la cauza pentru care este acolo, Pavel prinde prilejul acesta să-l vestească pe Domnul Iisus Hristos. Probabil o să spune despre întâlnirea cu Isus de pe drumul Damascului, apoi să îi relateze despre activitatea Domnului Iisus Hristos, despre moartea Domnului Iisus Hristos și sigur despre învierea Domnului Iisus Hristos, despre libertatea, despre bucuria pe care o aduce Isus Hristos trăind în viața cuiva. Așa cum declară el mai târziu, versetul 21, pentru mine a este Hristos. Și cred că Pavel putea să spună, auzi omule, bucuria asta pe care o am, tu crezi că eu sunt aici și vezi că sunt în lanțuri, dar eu nu sunt un om amărât, eu nu sunt un om pedepsit, da? eu sunt un om care sunt aici cu un scop, eu văd un scop în toate acestea. Dumnezeu m-a adus aici cu un scop, nimic nu e la întâmplare. Și se bucură Pavel că Evanghelia înaintează și Hristos e predicat. Pavel zice de fapt mi-am atins scopul, aici. Și Dumnezeu folosește circunstanțele și împrejurările pentru ca Evanghelia să înainteze da? și Hristos să fie predicat. Cineva a făcut o socoteală în doi ani de zile dacă la patru ore se schimba garda aceea de patru soldați și erau oameni diferiți de fiecare dată însemna 4380 de soldați care au trecut pe lângă Pavel. A fost o reacție în lanț. Deci el era în lanțuri și a fost o reacție în lanț. Și nu de mirare că în altă epistolă el spune despre sfinții care sunt în casa cezarului și care vă trimit sănătate. Unii ori Dumnezeu lucrează altfel decât noi ne-am imaginat. Dorința lui Pavel a fost să ajungă la Roma. El și-a dorit să predice Evanghelia la Roma, dar se pare că împrejurările în care el ajunge să predice n-au fost cele pe care el le-a anticipat. Însă, rezultatul cu siguranță a fost mai mare decât el și-a imaginat. Referitor la ceea ce spuneai, la numărul celor care au intrat în contact cu Apostolul Pavel. Eu cred că am putea să adăugăm la numărul acestor soldați alți oameni cu care soldații, la rândul lor, au intrat în. O reacție în lanț. Eu cred că soldații ăștia au, au spus prietenilor lor, poate au spus la Familie. cei apropiați, familiei până acolo că și cezarul ajunge să audă și ce e ce din casa cezarului. Asta e ceva superb, e ceva extraordinar. Ca până și cei din casa ce cei apropiați de cezar să audă și să intre în, în contact cu, cu Evanghelia. Observăm că în ciuda împrejurărilor în care Apostolul Pavel se găsește, el vede că Dumnezeu lucrează lucrează în ce privește Evanghelia, chiar dacă în dreptul lui parcă lucrurile rămân blocate. Dar el vede mâna lui Dumnezeu care lucrează. Și spune versetul 14, și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Cred că întotdeauna curajul este contagios. Atitudinea pozitivă este contagioasă. Dar la fel și cea negativă. Cei mai mulți frați, zice Apostolul Pavel, îmbărbătați de lanțurile mele, încurajați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântului Dumnezeu. Au îndrăzneală, au curaj, ceea ce spunea despre au curaj să vestească Evanghelia. Eu cred că în momentul în care, în momentul în care frații au auzit că Pavel în lanțuri, Pavel în temniță, nu face altceva decât să vestească Evanghelia. Frații puteau să spună, dacă Pavel în lanțuri vestește Evanghelia, atunci noi în libertate, ce vom face? Ne va fi teamă? Ne va fi frică să vestim Evanghelia? Sau vom avea curaj? Sau vom vesti Evanghelia cu curaj, vom vesti Evanghelia cu tărie, vom vesti Evanghelia cu putere. Deci atitudinea lui Pavel în aceste circumstanțe nu face altceva decât să îi încurajeze și pe ceilalți să, să, să îi abiliteze să, să le dea puterea aceasta de a înainta și de a fi gata să, să vestească Evanghelia și să o facă cu toată bucuria chiar dacă așa cum Apostolul Pavel spune unei adevărați zice au alte motive când propovădesc Evanghelia. Și Pavel amintește aici de două categorii de oameni care vestesc Evanghelia, zice el. Unii o vestesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Pavel zice: E adevărat că. E, cei mai mulți frați încurajați, îmbărbătați de lanțurile mele, vestesc Evanghelia și este un câștig. De fapt, Apostolul Pavel enumera aici câteva câștiguri, câteva binecuvântări ale întemnițării. Parcă e un pic sună ciudat așa, parcă e paradoxal. Binecuvântările întemnițării. Și Apostolul Pavel spune, întemnițarea este o binecuvântare, în sensul că înaintează Evanghelia, în sensul că Hristos este propovăduit, este predicat, frații sunt încurajați să vestească și ei Evanghelia în circunstanțele prin care trec. Chiar dacă vor ajunge să vestească Evanghelia în circunstanțe nepotrivite, eu, Pavel, o fac în lanțuri. Și apoi, poate nu, un lucru nesemnificativ, poate. poate unul dintre cele mai semnificative lucruri, faptul că Pavel scrie de aici din temniță ceea ce spunea că oamenii caută un loc plăcut, caută un loc adecvat, potrivit să scrie mai ales când scrie o evanghelie, când scrie o scrisoare fraților, bisericii, creștinilor oamenilor dedicați lui Hristos și o scrie din partea lui Dumnezeu, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Pavel găsește acolo în închisoarea din Roma găsește locul potrivit pentru ca să scrie aceste scrisori să, să îi încurajeze să îi pe frați prin aceste epistole pentru că este denumită epistola captivității epistola către filipeni împreună cu epistola către filipeni coloseni și filimon. Sunt cele patru epistole. Deci, de aici, din închisoare, Apostolul Pavel nu numai că îi, îmbărbătează, îi încurajează pe frați să vestească Evanghelia. Este bucuros că înaintează Evanghelia. Hristos este predicat. Dar el și scrie. Scrie. De aici, din închisoare, scrie aceste epistole care sunt o, o încurajare. Și Apostolul Pavel spune, de aici, din închisoare, eu mă rog pentru voi. N-ar trebui și voi să vă rugați în momentul în care voi nu sunteți închiși și nu sunteți în lanțuri. Dacă eu, Pavel, în lanțuri, în, în temniță, în împrejurările în, în care mă găsesc, sunt gata să mă rog pentru voi, am bucurie în inima mea, mă bucur că înaintează Evanghelia și Hristos este propovăduit. Înseamnă, înseamnă că apostolul Pavel știa care este prioritatea. Mă gândesc că în viață de atâtea ori uităm care sunt lucrurile importante și care sunt lucrurile triviale, adică lipsite de, lipsite de semnificație. Și Pavel spune, pentru mine prioritar este că Evanghelia merge înainte, Hristos este predicat, iar faptul că unii nu sunt sinceri în lucrarea pe care o fac nu este atât de important ca partea cealaltă. Mă gândesc oare, făcând așa o aplicație pe marginea acestui principiu, de câte ori avem probleme, poate, în relații, chiar în familie de multe ori, neînțelegeri pe marginea unor lucruri lipsite de semnificație. Și oamenii uneori să pierd în detaliile vieții, în lucrurile care nu au maximă importanță, lăsând la o parte acele lucruri valoroase. Uneori, de exemplu, între doi oameni pot să apară de exemplu, între soț și soție poate să apară o discuție, nu pentru lucruri de căpătâi, lucruri foarte importante, lucruri pe care noi le numim mărunțișori. E important să știi care sunt prioritățile. Apostolul Pavel, sigur, face din Evanghelie o prioritate a lui și vorbind despre cei care predică Evanghelia, unei din motive curate, Alții din pismă, spune el, din invidie, din duh de ceartă, probabil alimentați de, de mândrie, de rivalitate. Deci, aceștia, zice Apostolul Pavel, mai adaugă un necans la lanțurile mele. Dar, în concluzie, Apostolul Pavel spune: Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Apostolul Pavel nu se uită să zică mă frate, uite eu nu, a, problema, nu pot să trec peste problema asta e un impediment e, e ceva nu? și el nu se autocompătimește să că fraților nu destul că sunt aici în lanțuri nu destul că sunt în aceste circumstanțe dar uite mai sunt unii care și predică Evanghelia din alte motive Pavel spune, la urma urmei, oricum, zice el, ce ne pasă, oricum. Ca și cum mai spune, și ce dacă. Și ce dacă. Hristos e propovăduit. Și dacă Hristos e propovăduit, dacă Christos e predicat, dacă Hristos e împărtășit altora, zice, eu mă bucur de asta. Asta era bucuria lui, asta era împlinirea Apostolului Pavel. Să știe că Isus Hristos ajunge la cât mai mulți oameni. Să știe că mântuirea este împărtășită la cât mai mulți oameni. Am, am parcurs aici o bucată bună despre prioritatea Apostolului Pavel, ajutându-l să aibă bucurie indiferent de împrejurări. De unde a avut puterea asta? De unde a fost puterea care să alimenteze o asemenea atitudine? Apostolul Pavel, în versetul 19, spune că știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos. Lucrul acesta, împrejurarea aceasta, circumstanța aceasta în care mă găsesc, spune Apostolul Pavel, eu știu că se va schimba totuși până la urmă, zice el, spre mântuirea mea, adică spre izbăvirea mea. Spre, el... Pavel nu vorbește despre mântuirea lui de A păcat. Sufletului. Da? Nu mântuirea sufletului. Este vorba despre mântuire e, cu sensul de izbăvire, de eliberare. Da? Deci se va întoarce, se va schimba spre izbăvirea mea. Și el enumeră aici e, două e, surse, am putea să spunem, două surse ale putere. Și el spune așa, rugăciunile e, voastre, da? rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos. E, îmi place felul în care Apostolul Pavel, chiar și ordinea, el putea să pună o altă ordine și putea să zică prin ajutorul Domnului lucrurile se vor schimba. Dar îmi place de Apostolul Pavel cum privește el la frați și vrea să i încurajeze și el le spune, zice, prin rugăciunile voastre. Și Pavel spune, frații mei rugăciunile voastre contează. Este un mod de a, de a îmbărbăta, este un mod de a încuraja credincioșii. Vedeți, noi de multe ori ne întâlnim uh, uh, la, case, la casa de rugăciune, ne întâlnim la casa Domnului uh, și ne rugăm. De atâte ori ne rugăm fără speranță, uh, de atâte ori ne rugăm fără să avem încredere. Uh, poate ne rugăm de atâtea ori la casele noastre în felul ăsta. Dar Apostolul Pavel spune, fraților, rugăciunile voastre au putere, rugăciunile voastre contează. Rugăciunile voastre pot schimba cursul istoriei, pot schimba destinul omenirii. Atât de important este lucrul acesta. Apostolul Pavel spune, fraților, voi mă veți ajuta cu, cu rugăciunile voastre. Și rugăciunile voastre, de fapt, sunt o sursă de putere pentru mine. De aceea aș vrea să încurajez pe toți cei care ascultă și privesc la această emisiune, vreau să încurajez să Facă din rugăciune o prioritate. Pentru că rugăciunea are valoare, rugăciunea are putere. Apostolul Pavel spune, fraților, rugăciunile voastre înseamnă ceva pentru mine, înseamnă putere pentru mine. Rugăciunile voastre pot să schimbe împrejurările, pot să schimbe deciziile. Rugăciunile voastre pot să schimbe istoria. M-aș opri un pic aici la aspectul rugăciunii. Pentru că uh, frații s-au rugat pentru Pavel, pentru că ei au știut situația lui Pavel. Noi de multe ori nu știm întotdeauna situațiile oamenilor prin care ei trec și unul dintre motive este faptul că ei nu spun la nimeni. Ei nu comunică, ei țin în ei. Și încearcă prin forțele lor proprii, prin resursele lor care le au la îndemână, să iasă din acea împrejurare și nu întotdeauna reușesc. Uh, apare cumva sentimentul de rușine. De ce să spun eu să se roage nu știu cine pentru mine? O să râdă de mine, o să mă judece, o să mă critique, o să mă cântărească, o să-mi iasă vorbe, dar cred că unul dintre secretele rugăciunii este tocmai să-ți deschizi inima și să ceri ajutor în rugăciune. Ceea ce Pavel face în multe rânduri, spunând fraților, rugați-vă pentru mine. Să mi se deschide ușa de cuvânt. Dar și aici, în situația aceasta, frații din Filip cunoșteau situația în care el se găsește. Pavel nu e așa de tare, cu ghilimele de rigoare, ca și noi, să se descurce pe cont propriu și el recunoaște că mai are nevoie și de altcineva. Și cred că în momentul în care împărtășim nevoile noastre fraților, este și un prilej de a, de a încuraja, de a-i ce bucurie este pentru o comunitate de credincioși când, în urma rugăciunilor lor, Dumnezeu rezolvă o problemă, când, în urma rugăciunii pe care o fac pentru o persoană care este bolnavă de cancer, diagnosticată cu cancer și medicii scriu negru pe alb, diagnosticul, și, în urma rugăciunii, să te duci din nou și medicii să facă toate analizele și, în urma analizelor, să spună tumora a dispărut. Nu știm prin ce mijloce, nu știm în ce împrejurări, dar e, tumorea nu mai este acolo. Așa după cum știm că sunt atâtea cazuri, probabil și e, cei care ne ascultă, e, cunosc cazuri în care e, credincioșii creștini s-au rugat cu credință și Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Este un motiv de bucurie. De aceea spune, pentru că tu asculti rugăciunea, toți oamenii vor veni la tine. O povară împărtășită, dar în același timp și o bucurie împărtășită. Uh, îmi aduc aminte uh, la Biserică, la Speranța, o situație când uh, una dintre surori trebuia să meargă la București pentru niște analize mai detaliate cu privire la o tumoră la cap și uh, ne-a împărtășit uh, povara familiei pentru că persoana e tânără, uh, ne-a împărtășit teama și uh, îmi aduc aminte modul în care frații s-au uh, nu s-au dat la o parte, ci din potrivă, din problema ei au făcut problema lor. Și cum s-au rugat înaintea lui Dumnezeu și cum întrebau unii pe alții dacă au vreun rezultat, dacă sora respectivă s-a întors de la București, care e rezultatul? Și apoi în final când s-a întors această persoană despre care vorbesc, și ne-a împărtășit că, de fapt, a fost mâna lui Dumnezeu, și că, de fapt, așa tumoră, când a mers la București, n-a mai fost văzută la aparat. A fost o bucurie generală a bisericii care s-a implicat în această povară pe care o ducea familia respectivă. Cunosc situația, am vorbit cu această familie, s a făcut rugăciune, uncere cu un de lemn și după un an de zile au fost, după un an de zile din nou la control și medicii au confirmat faptul că tumora nu există. Este mâna lui Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu, un Dumnezeu care ascultă rugăciunea. Și mă gândesc că toate aceste experiențe întăresc părtășia bisericii și legătura aceea strânsă care trebuie să fie între frați în adunare. Uh, viața unii ne se cătuiește de putere. Și împrejurările în care noi ne găsim, la un moment dat, ne pot epuiza, ca și cum ți-ai consumat toată energia dintr-o baterie. Dar înțelegem că părtășia cu frații și rugăciunea și prezența lui Dumnezeu, de fapt, este un fel de dinam al vieții spirituale. Și în felul acesta, indiferent de situație, Dumnezeu poate să aducă bucurie în viața fiecăruia dintre noi. Este acea încărcare cu putere. Și nu numai, Apostolul enumera aici, pe lângă rugăciune și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos. Este această sursă de putere, Duhul Sfânt, este cel care aduce putere în viața noastră, nu numai viață, aduce și viață, aduce și putere, putere ca să putem să trăim, putere ca să putem să învingem, să biruim. În circunstanțele prin care trecem, de atâtea ori eh, circunstanțe eh, teribile, uneori de neimaginat. Eh, Duhul Sfânt este Cel care ne întărește, Duhul Sfânt este Cel care ne îmbărbătează, Duhul Sfânt este Cel care, de fapt, eh, eh, este cu noi, ne, ne călăuzește în aceste circunstanțe, împrejurări și Apostolul Pavel recunoaște lucrul acesta. Nu doar rugăciunile, ci, ci și eh, puterea lui Dumnezeu sigur putere care dă valoare rugăciunilor pe care noi le facem. Nu-i de mirare că următorul verset ne aduce în atenție speranța pe care o are Apostolul Pavel. Când ai relația pe orizontală în regulă, adică cu frații, și ai relația pe verticală la fel în regulă cu Domnul, atunci ai și nădejde. Mă aștept și spune el, nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic de fapt, nu poți trăi fără speranță și fără nădejde. E interesant că pe lângă rugăciunile fraților, rugăciunile sfinților, rugăciunile biserice și puterea Duhului lui Isus Hristos, Pavel spune, am și eu ceva, am nădejde. Da? Și zice, nădăjduiesc cu tărie, nu oricum. Este o încredere neclintită. Adică Apostolul Pavel zice, fraților, indiferent de rezultate, Indiferent cum va fi, pentru că el spune, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, Hristos va fi proslăvit, Hristos va fi preamărit. De fapt, Pavel spune, asta e scopul, asta e esența trăirii mele, la urma urmei. Prin viața mea, prin moartea mea, Hristos să fie proslăvit, Hristos să fie preamărit. La urma urmei, indiferent care va fi decizia care se va lua în dreptul meu, spune Apostolul Pavel, eu am totuși nădejde aceasta și nădejduiesc cu tărie, că Isus Hristos va fi uh, proslăvit uh, cu îndrăzneală în trupul meu. Ajungem la versetul 21 care este atât de cunoscut, probabil unul dintre cele mai cunoscute versete din Filipeni. Uh, dar în același timp, uh, paradoxal în ceea ce el uh, transmite, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Cred că aici putem observa perspectiva lui Pavel. Am plecat de la prioritate, am vorbit de putere, dar el are o perspectivă extraordinară. Dar dacă trebuie să mai trăiesc într-un, face să trăiesc, se merită. Eu știu pentru ce trăiesc, cu alte cuvinte. Nu știu ce să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și continuă mai departe să spună care este perspectiva lui asupra întregii situații. Aici în versetul 21 Pavel descrie de fapt filozofia lui de viață. Filozofia de viață a lui Pavel este aceasta, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Al avea pe Hristos în centru. Asta vrea să spună Pavel. Pentru mine a trăi este Hristos. Hristos în centru vieții mele. Să fiu centrat pe Domnul Iisus Hristos în ceea ce fac. Să trăiesc pentru Domnul Iisus Hristos. Și dacă trăiesc pentru el sfârșitul, finalul vieții mele, de fapt este uh, un câștig. Uh, unii pot să spună uh, pentru mine a trăi înseamnă câștig. Iar dacă am, am banii, dacă... Iar a muri înseamnă o tragedie. Apostolul Pavel spune, spune, pentru mine a muri câștig pentru că a trăi este Hristos. Deci numai cine poate să spună pentru mine a trăi este Hristos, poate să spună și partea a doua. De fapt, cineva spune într-o împrejurare, prima parte e capul și partea a doua e coada. Când poți să spui din toată inima pentru mine a trăi este Hristos, rezultatul este și faptul că moartea e un câștig. Apostolul Pavel, sigur, acum legat de bucuria despre care discutăm, vrea să ne împărtășească secretul acesta. Dacă vrei moartea ta să fie un câștig, să nu fie o tragedie, dacă vrei să sfârșești frumos, trebuie să, să trăiești frumos. Sunt atâția oameni care ar vrea să încheie frumos. Sunt atâția oameni care ar vrea să trăiască o veșnicie frumos dar n-au învățat să trăiască frumos. Apostolul Pavel spune, dacă vrei să mori frumos, dacă vrei să trăiești în frumos veșnicia, trebuie să înveți să, să trăiești frumos, adică avându-l în centru pe Hristos. Și în aceste împrejurări, Apostolul Pavel se vede strâns, așa cum spune el, strâns din două părți, adică trebuie să decidă între două alternative. El zice: Pentru mine ar fi mult mai bine, ar fi cu mult mai bine să, să mă mut. Să fiu împreună cu Hristos. Aici cred că ar, ar fi o întreagă discuție teologică despre ce se întâmplă la moartea unui om. Și de fapt Pavel spune moartea înseamnă o mutare. Mă mut de la o adresă la altă adresă sunt unii care au altă perspectivă și spun la moarte se termină totul la moarte apare somnul acela al trupului, al duhului, omul ajunge într o stare de inconștiență până la momentul învierii, pe când perspectiva apostolului Pavel este că moartea înseamnă am închis ochii aici în lumea aceasta și deschid în lumea lui Dumnezeu sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos. Deci moartea ca o mutare. Să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Eu cred ceea ce spune Apostolul Pavel și faptul că el este strâns din două părți și era greu să aleagă, pentru că, pe de o parte, Pavel ar fi vrut și el spune, aș vrea să mă mut, să fiu cu Domnul, dar. Pavel nu este egoist, ci Pavel se gândește la. se gândește la frați. Îmi place foarte mult lucrul acesta. Și foarte mult în această epistolă, Apostolul Pavel amintește despre voi. Voi, al vostru, rugăciunile voastre. Și mie mi se pare că. Apostolul Pavel chiar îi pune pe Filipeni înaintea lui. Adică, Pavel vorbește despre Hristos, vorbește despre ei și undeva, undeva, în ultimul rând, undeva, se pune și pe El. Și spune, pentru mine, dacă ar fi să aleg eu așa, după mine, după dorințele mele, după mine cam asta ar fi bine. Dar eu nu mă gândesc la mine, mă gândesc la voi. Deci, dar pentru voi. Este mai de trebuință să rămân în trup. Adică zice Pavel de dragul vostru sunt gata să fac asta. De dragul vostru sunt gata să fac lucrul acesta. Adică Pavel spune sunt undeva la mijloc și-s gata și pentru un lucru și pentru celălalt. Lucrul acesta mi-aduce aminte de o ilustrație. Pe frontispiciul unei uh, misiuni, uh, era reprezentat un, un, uh, un bou uh, între un altar și un plug. Da? Stătea foarte liniștit având de-o parte altarul și uh, având de-o parte plugul. Și uh, de desup erau scrise cuvintele: gata pentru orice. Gata atât pentru uh, lucrare, uh, cât și pentru jerfă. Apostolul Pavel cred că este omul acela care, de fapt, el relatează lucrul acesta în ultima scrisoare care o scrie lui Timotei, zice Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării le este aproape. Sunt gata. Apostolul Pavel spune, eu sunt jertfa de băutură care ia forma oricărui vas. Cum o pui, așa îi. Sunt gata pentru orice și sunt gata să plec pentru că mi-am sfârșit alergarea, M-am luptat, luptat cea bună, am sfârșit alergarea, am păzit credința. Și Pavel nu spune și de acum, mare tragedie, mă așteaptă cimitirul, mă așteaptă groapa, mă așteaptă ce zice, și de acum mă așteaptă cu neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, spune el, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Asta atunci când viața înseamnă să trăiești cu perspectiva eternității. Adică să nu te oprești doar la ce se vede, la ce este aici, și să fii conștient că fiecare gând, fiecare vorbă, fiecare gest, fiecare faptă, de fapt, are un ecou care durează și trece dincolo de viața aceasta în eternitate. În momentul în care fiecare om va da sucoteală în fața lui Dumnezeu. Suntem la final de emisiune, pentru că timpul își face cursul lui și ne presează, dar aș vrea să. Mulțumesc invitatului pentru prezența la emisiune și pentru gândurile exprimate fratelui Pastor Bodog Ionel, cum îi spunem noi, cu dorința ca Dumnezeu să îl binecuvinteze în lucrarea pe care o face în Biserica Vestea Bună din Oradea și, de asemenea, aș vrea să îmi iau rămas bun de la telespectatori cu dorința ca, indiferent de împrejurările în care vă găsiți, să aveți această bucurie care vine de la Dumnezeu și care întrece orice pricepere omenească. Asta însemnând, în lumina pasajului pe care l-am parcurs, să știm care sunt prioritățile în viața noastră, să știm de unde primim putere și să știm care este perspectiva pe care trebuie să o avem înaintea ochilor noștri în lumea aceasta. Până la următoarea întâlnire, săptămâna următoare, în aceeași zi, la aceeași oră, Radu Mariș, realizatorul acestei emisiuni, vă dorește multă binecuvântare din partea lui Dumnezeu.